și El ne-a dăruit lumina și ajutorul să ajungem la sfârșit. Este un har binecuvântat să poți să ai și experiența sfârșitului, pentru că în sfârșit stă răspunsul fiecărui dorinți pe care vrem ca să-l auzim din partea lui Dumnezeu, fiecărui cuvânt pe care și dorim să avem un sfârșit luminos și strălucitor, așa cum îl avem plin de bucurie, poate în această zi, așa să ne fie și viața noastră. Domnul Iisus spune câteva cuvinte așa de rezumat sau de încheiere, că și El a zis, de aceea orice cărturar care învață ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vestirea lui lucruri noi și lucruri vechi. La cumpăna aceasta dintre ani, la adunarea aceasta, am auzit lucruri noi și lucruri vechi care ne dau impulsul sau îndemnul spre a căuta împărăția lui Dumnezeu, spre a ne raporta viața noastră la împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, un lucru care poate într-o situație, cred că l-am mai spus odată aici și Daniela mi-a citit din pilda celor 10 fecioare, și un lucru care vreau ca să-l scot așa în evidență și să fie mai pregnant cumva pentru mântuirea noastră, să fie mai motivantă credința noastră. Când spune Domnul Iisus pilda aceasta, este referitoare la biserică, este referitoare la adunarea noastră. Că noi vrem ca să schimbăm datele problemei, că am vrea să credem altfel, este drept. Dar Domnul Iisus vorbește aici de 10 fecioare, care se mai vorbea și în alte situații și se știe, aveau toate aceleași calități. 5 au fost mântuite și 5 nu au fost mântuite. Problema la care ar trebui de multe ori, sau un lucru cu care ar trebui ca să ne rămânem ca imbold spre credință și mântuire, imaginați-vă că aceste două părți nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. După pilda aceasta, care parte credeți că nu va vedea împărăția lui Dumnezeu? Sunt convins că cei care stați aici credeți că dumneavoastră vedeți. Tot așa de convins sunt și cei din partea stângă. Dar după cuvântul lui Dumnezeu, atât de mare este trierea, atât de mare este ispita, atât de mare este provocarea pe care omul o are de dus în viața aceasta, încât trierea se va face. Jumătate din biserică nu vede împărăția lui Dumnezeu. De aceea spune Domnul Iisus, dați-vă silința. Câștigarea mântuirii este o luptă. Este o luptă pe care, așa cum zicea fratele Mircea acum, anul care ne stă în față este o provocare, așa cum cred că pentru fiecare, dar știți dumneavoastră câtă luptă să cere pentru ca să fii lumină? Știți dumneavoastră cât ni se cere nouă să putem să atingem scopul acesta pe care ni-l propunem? Doar din afirmații nu. Doar din îndemnuri nu. Aici se cere trăire, se cere luptă, se cere un preț pe care dacă nu suntem în stare să-l dăm, niciodată nu vom obține produsul acesta de care vrem. Păcatul este neîngăduitor cu noi. Este o ilustrație care probabil că ați auzit-o, a circulat printre frați, s-a spus povestea, istorioara aceasta, întâmplarea aceasta cu Hannibal când a ajuns în fața porții cetății Roma. Roma era răvășită de desfrâu, de păcate, de lăcomie, de lene, de tot. Era răvășită în vremea aceea. Un singur semn și Roma era rasă de pe fața pământului. Și comandantul acesta i-a uimit pe toți dimineața când a stat în fața cetății și a zis, ne întoarcem înapoi. Probabil că era un comandant care a câștigat bătălii prin luptă și n-a vrut să cotropească Roma și n-a vrut să cucerească lumea, Roma prin lașitatea ei, prin abandonul ei.
A vrut să o cucerească luptând și dând un preț al victoriei pentru cetatea aceasta. S-a întors înapoi. Era cu 200 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus. 50 de ani mai târziu, Roma nu și-a iertat umilința asta. Roma n-a uitat umilința care a avut-o. Mai bine prefera probabil să moară și să treacă toți copiii ei prin sânge, dar să nu primească umilința de a refuza cineva să se lupte cu ei. Hannibal s-a întors în Cartagina, dar Roma peste 50 de ani a nimicit, a ras-o de pe fața pământului, Cartagina. A semănat sare pe pământul acela ca niciodată să nu mai răsare nimic acolo. Istoria asta este viața noastră. Istoria care se spune și care rezultă ca istorie este viața noastră de astăzi. Păcatul trebuie nimicit de la rădăcină. Este un cuvânt cinic pe care îl foloseau romanii. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Dacă nu-l omori păcatul, înfrage de copilăria, înfrage de inocența lui când vine spre tine, te va nimici. O spun din experiență, sunt lăstarii ai păcatului pe care nu i-am rupt atunci când m-am întors la Dumnezeu și am făcut compromisul cu ei și ani de zile trebuie să mă lupt și mă lupt și astăzi cu unele concesii cu care le-am făcut. Sunt multe pe care le-am biruit în momentul când m-am întors la Dumnezeu, dar au fost și lucruri care nu le-am nimicit cu desăvârșire și lupt cu ele și mă duc când în jos și mai am câteodată o biruință și mă duc în sus. Sunt îndemnuri pe care le primim, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu, pentru câștigarea împărăției lui Dumnezeu. Este o luptă grea, dar merită. Plătită, merită, trăită, ca să putem să spunem, așa cum citeam astăzi în Psalmul 18, un psalm pe care fiecare putem să ne-l însușim pentru anul care a trecut. Este un psalm atât de minunat în care spune psalmistul David: mă înfășurasele legăturile mormântului și mă primiseră lanțurile morții, dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din locașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Așa a fost poate pentru unii dintre noi anul acesta. Un an în care n-a fost meritul nostru că am ajuns ultima seară și ultima zi. Poate ne-a înfășurat și pe noi problemele din viață, dar am strigat către Domnul și acum, la ultimele clipe ale 2017, putem să spunem ca și David: trăiască Domnul! Amin. Îi mulțumim pentru că până aici a fost cu noi. Ne vor ridica ca să facem rugăciunea de mulțumire pentru anul care a trecut și rugăciunea de cerere pentru anul care ne stă înainte. Vom cânta o cântare și apoi, pe rând, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată, începând de la frații de aici din partea stângă a mea, mergând în spate și după aia întorcându-ne spre surori, care aveți un îndemn, să aduceți recunoștința voastră prin rugăciune Domnului sau cererea, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu și Domnul să fie cu noi și pe mai departe în anul care vine.